Angajații și foștii salariați ai societății Amurco, alături de sindicaliștii Confederației Cartel Alfa, au pichetat sediul prefecturii Bacău. După ce 450 din cei circa 700 de angajați ai societății au fost concediați, iar solicitările trimise de sindicaliști prin instituția prefectului Bacău la guvern nu au primit niciun răspuns, Confederația Sindicală s-a organizat la nivel național. Proteste au fost desfășurate nu doar în Bacău, ci în toate orașele țării în care încă mai funcționează combinate chimice. A mai fost o acțiune pe data de 22 aprilie, nu s-a văzut niciun semnal din partea guvernului că vor să ia vreo măsură care să ne ajute în demersurile noastre și Federația din Chimie a hotărât un plan de acțiune mai larg cu toate societățile din țară, cele 6-7 orașe, și care culminează cu pichetarea guvernului pe 11-12 iunie. Oamenii sunt deciși să ia cu asalt guvernul la sfârșitul săptămânii viitoare. Dacă nu vor primi soluții pentru a-și recăpăta locurile de muncă, sindicaliștii sunt deciși să caute dreptatea la Uniunea Europeană. Asta pentru că guvernul ar fi putut liberaliza prețul la gaze peste un an și nu în 2013. Pentru că memorandumul care a fost semnat acum vreo 2 ani de zile le permite amânarea creșterii prețului gazului încă un an de zile, dar nu știu de ce se crampânează și nu vin cu niciun semnal cei din Guvernul României. Reprezentanții prefecturii Bacău vor provoca pe parlamentarii de Bacău să-și exercite o parte din prerogativele funcției pe care au fost aleși de către băcăuani pentru a-i reprezenta. Mai precis, parlamentarii sunt chemați la rampă pentru a susține cauza disponibilizațiilor de la Amurco. Foarte important ar fi ca toți parlamentarii de Bacău, indiferent de culoarea politică, de faptul că se află la putere sau se află în opoziție, să facă demersuri în Parlament pentru a prezenta, mediatiza și a identifica eventual o soluție pentru această zonă a industriei românești, pentru că nu este numai o problemă care ține de municipiul Bacău, este o problemă a câtorva sute de familii, a câtorva mii de oameni care, fără locuri de muncă, sigur că vor genera o serie de efecte negative în județul Bacău, județ pe care, repet, îl reprezintă toți parlamentarii de Bacău. Eu le-am propus sindicaliștilor ca împreună cu ei să facem un demers la sfârșitul acestei săptămâni către toți parlamentarii, provocându-i astfel să răspundă solicitărilor celor de la sindicat.